bonjour mademoiselle, madame, monsieur, v-am ajutat, nu-i așa? Pentru că în locul acesta unde mă aflu astăzi se vorbește franceză. Suntem în piața centrală din Bruxelles. Mă uit în jur pe clădiri și ani importanți, 1698, nu fac decât să ne transmită bucuria faptului că am ajuns aici. Timișoara astăzi se promovează în Bruxelles și în Parlamentul European. Spiritul acestui oraș, oameni care pun umărul pentru ca faima Timișoarei să se ducă departe, cu toții suntem prezenți astăzi aici. Avem o zi în acest oraș și sunt convinsă că veți rămâne cu noi să vedeți ce reușim să facem în 24 de ore. Apoi dăm o fugă la Bruj pentru exact 3 ore și pentru că este dimineață. Vedeți că turiști sunt în jur, deși este foarte devreme? Pentru că Bruxelles este un oraș important, pentru că orice decizie s-ar lua aici ajunge până în cea mai îndepărtată țară a Europei și invers. Orice decizie vine din aceste țări se simte imediat aici, în acest loc. Ce spuneți de o brioșă caldă? Sau, ca să vorbesc în franceză, c'est merveilleux. Ce sont des produits qui sont à la base typiquement belges. Après, est-ce que tous les Belges jeûnent avec ça? Je ne saurais pas vous le dire, mais en tout cas, c'est un produit que les Belges adorent. Alors, c'est un merveilleux. C'est de la meringue avec de la crème fouettée. Celle-ci, elle est au chocolat. C'est le classique. C'est celui qu'on vend le plus, en fait. C'est une spécialité de France. On a des touristes, beaucoup de touristes. Mais on a aussi des habitués, quand même. Des habitués, beaucoup de bureaux. C'est vraiment pour tout le monde, en fait. Il y a de tout comme client. En Belgique, on a très peu de boulangeries, pâtisseries. C'est très rare de trouver une pâtisserie. Enfin, quand il y en a, ce sont de très bonnes pâtisseries. Mais est-ce que ça différencie de la France? Non, pas spécialement. Non, non, on retrouve les mêmes produits, que ce soit ici ou en France. C'est une ville très vivante. On s'ennuie jamais. Et tout le monde est sympathique. Et tout le monde parle français. Bon, pas tout le monde. On a quand même des néerlandophones, on a quand même des anglais. On a de tout, on va dire. Mais les deux langues, c'est bien le français et l'anglais, le plus. Le néerlandais arrive en troisième. Timișoara e prezentă la Parlamentul European, tocmai ne pregătim să intrăm și să începem ziua de promovare dedicată orașului Timișoara. Îl văd aici pe domnul primar, sunt rectora a Universităților din Timișoara, sunt artiști plastici, sculptori, este societatea civilă, teatrele maghiare, german. E Timișoara. Aici, la Parlamentul European, avem un program foarte încărcat și până ce va cădea lumina, suntem aici, la Parlament. Suntem deja în Parlamentul European, într-un loc simbolic. Vedeți în spatele nostru toate steagurile Uniunii Europene și faptul că Timișoara este azi aici, vi se datorează. Corect. Am avut, sigur, o contribuție în sensul în care, cu mijloacele pe care Parlamentul European le pune la dispoziția fiecărui europarlamentar, am asigurat logistic această vizită. Cred că am datoria de a contribui atât cât pot la un obiectiv strategic al Timișoarei, care este competiția pentru capitală culturală a Uniunii Europene în anul 2021. Sunteți, mi-este clar, atașat de Timișoara. De unde ar veni atașamentul acesta? Atașamentul meu față de Timișoara este unul profund. Timișoara este locul în care m-am format ca și om în timpul studenției mele.
5 din cei 6 ani ai facultății de medicină i-am făcut în orașul Timișoara, în municipiul Timișoara. Apoi, sigur, începând cu anul 2004, am avut onoarea de a reprezenta Timișul în Parlamentul României, în Camera Deputaților, până în anul 2007. În 2007 am venit în Parlamentul European. Atunci când ești ales în Parlamentul European, România are o listă națională, dar chiar dacă nu sunt liste regionale sau locale, fiecare dintre europarlamentari are o zonă pe care o reprezintă în mod special, în care este mai activ, în care are cabinet de europarlamentar, în care încearcă să promoveze ceea ce face și oportunitățile pe care le oferă Uniunea Europeană. Zona pe care am reprezentat-o și în care m-am implicat cel mai mult ca și deputat în Parlamentul European este zona de vest a țării și, natural, centrul zonei de vest a țării nu este altul decât municipiul Timișoara. Trece greu o zi în Parlamentul European? Adică deodată simțiți e seară și vă îndreptați spre casă? Sau? E o muncă mult mai intensă decât o simțeam în Parlamentul României. E și foarte diferit modul de organizare. Ritmul aici îl dau marile țări europene și, sigur, în primul rând, țări ca și Germania sau Franța. Foarte activ sunt și deputații din țările nordice sau din țări precum Olanda, Belgia. E un alt ritm de muncă și o altă bună organizare a lucrurilor și o seriozitate în toate lucrurile pe care le fac. Sunt zile lungi, în general 3-4 zile pe săptămână, obligatoriu 4 la Strasburg, în general 3-4 la Bruxelles. Dacă vă gândiți acum la Timișoara, ce imagine vă vine în minte? 5 secunde, fugim până acasă. 5 secunde, sigur că imaginea care îmi vine în minte imediat este Piața Operei și Catedrala, zona centrală a Timișoarei. Pentru telespectatori, aș vrea să dau acum câteva din imaginile care se vor vedea peste câteva ore în Parlamentul European. Noi, TVR Timișoara, am pregătit o serie de reportaje, un film despre Timișoara, un videoclip dedicat Revoluției și încep să le arăt de acum. Vă mulțumesc încă o dată și vă mulțumesc că promovați Timișoara și împreună facem un pas mic, dar sper unul care va conta într-o eventuală candidatură de succes în 2021 a Timișoarei.
lucruri bune și frumoase create de timișoreni au ajuns aici la Bruxelles și Peter Ieța e prezent, nu? Aici în inima Europei. Ce simți în momentul ăsta? În primul rând, faptul că Peter Ieța este în permanență prezent face ca lucrurile să continue. Deci, pentru mine personal, înseamnă foarte mult pentru că înseamnă o prezență permanentă a lui Peter, ceea ce teoretic știam, dar faptic că în fiecare moment în care eu stau lângă lucrările lui și lucrările lui reprezintă o valoare, eu cred că el este prezent. Faptul că Peter reprezintă însă astăzi, în mod simbolic, mai mult decât se reprezintă pe sine sau reprezintă această relație a unei intimități familiale, este sigur un motiv de bucurie suplimentară, pentru că lucrările lui au o forță și o vitalitate care foarte bine pot să simbolizeze forța și vitalitatea unui oraș care se vrea în ascensiune, un oraș care este în creștere, un oraș care este într-o permanentă mișcare. Și atunci eu sunt cu atât mai mândră că Peter are un fel de tinerețe veșnică prin care devine contemporan cu tinerețea unui oraș în plină modificare și dezvoltare. De fapt, acesta era și mesajul pe care atunci când am fost invitată să pregătesc această expoziție, l-am ales pe Peter alături de domnul Constantin Flondor. Sunt odată două valori recunoscute ale orașului, doi artiști importanți pe care pot să creeze identitatea orașului Timișoara din punctul de vedere al artei. În plus, eu sunt foarte bucuroasă că în sfârșit trăim în momentul în care arta și cultura în general pot să reprezinte în Parlamentul European și printr-o recunoaștere europeană să reprezinte valori care leagă lumea. Suntem într-o lume așa de bulversată, suntem într-o lume în care lumea se destramă, nu se încheagă și atunci un factor care adună lumea și care îi dă unitate, armonie și echilibru este arta și e un moment pentru artă, un moment de extrem de benefic. Prin toată viața mea, eu am fost crescută de Timișoara, deci eu am crescut în spiritul acestui oraș. Iar această solidaritate între ceea ce spuneam eu, deci faptul că arta este foarte solidară și este un element care aduce coeziune, eu cred că este legată și de oraș și de acest sentiment de apartenență a noastră. Deci eu sunt în mod fatal un ambasador al Timișoarei pentru că simt acest atașament față de oraș, față de valorile lui, în primul rând față de aceste valori pe care eu le cultiv, pe care m-au format pe mine și în spiritul cărora eu lucrez. Practic cât mai avem? Vreo cam o oră până când așteptăm parlamentari europeni și așa mai departe, nu? Să intre în grădina asta speranței, nu? Să se încarce cu lucruri bune. Am încercat aici, în Parlamentul European, să aduc acest simbol. Dacă asta se și transmite, m-aș bucura cu atât mai mult. Oricum, până la ora asta arată foarte bine și avem emoții, nu? E firesc. Da, eu sper că arată foarte bine, pentru că ne-am străduit, vreau să spun, să arate foarte bine și dacă lucrurile par firești, asta înseamnă că efortul nostru și-a avut rostul, așa. Noi am fost la Bruș. Voi ați fost la Bruș și voi ați muncit acolo. Da, și uite ce am reușit să facem în 3 ore. În urmă cu mai mult de 1000 de ani, o furtună puternică aduce Marea Nordului până la Bruj, printr-un canal natural. Astfel începe dezvoltarea orașului. Cu siguranță nimeni nu se gândea, acum mai bine de 1000 de ani, că Bruj va deveni, înainte de toate, un oraș turistic. Suntem în Belfort și de aici zărești litoralul și auzi sunetul unui oraș cucerit de turiști. Atât de mulți turiști încât, într-o după-amiază de luni, am avut sentimentul că niciun localnic nu e acasă. Au mai rămas doar cei care se ocupă zi de zi de turiști. It's tradition. If you don't do carriages, you've not done Bruges. It's not easy to work or to have this job. It's a job like any other job. You have pros and contras. And a woman doing that every day, it's not hard? Why would it be hard?
You have to stand your man, like you say in Flemish. I think it's nice when you see so many tourists. You have time to talk with them, to share something, memories or thoughts. Yeah, it's a half-hour tour that we do. We have a break at the Lake of Love. So there they have 5 minutes. They can take pictures. We take pictures for the people. You can talk. They can have a look around. So it's really a private, intimate tour. Why it's said the Lake of Love? Do you know the story about it? It is a romantic place, so the word stuck. Now it's Lake of Love. And also for the local people, is a romantic place? A lot of people take their wedding pictures there. Okay, so it's not just for tourists? For everybody. A bit of magic is always good. How do you see Bruges? For me, it's like a city made by chocolate. It's fine like chocolate. I've lived here my whole life, so I'm used to it. But it's always nice when people say, oh, it's a nice city. And sometimes you need the tourists to say what it's like. Sometimes you need somebody to open your eyes for you. You know, I was today there up in Belfort and I saw a school. And I said, oh my God, what a destiny to have to go to school in the center of Bruges. Yeah, I went to school around the corner here. Yeah, from my 13 till my 18, I was in Bruges in school. So, small world. What do you recommend us to see in Bruges? First, to take a trip. The carriages. Definitely the carriages. The Lake of Love, romantic place you see. And the Burg Square behind you there, that's the oldest part. So that's very interesting to see all the buildings there. And you did the belfry where you have the nice view of Bruges. When you have time for you, do you go walking in Bruges? You walk in Bruges? Yeah, well, you have the shopping street, so I am still a girl, so I still do the shopping. How did you come to this job, to this idea? I've always known the carriages. I've always known the carriage drivers. And I just sort of fell into the job. So, yeah, I like it. I like the horses. I like communicating with the people. It's nice. In the winter, like now? Like now you have lots of clothes on. But in the summer you have nice weather. So, good and bad things. What's specific for Bruges? Let's say in the kitchen. Well, we're close to the sea, so seafood is a good idea here. And then you have the Flemish stew as well. Then we have the things. What is that? It's like a, how do you explain? A bit like a carbonada, like a meat stew. And they also make it with rabbits. Rabbit is pretty popular here to eat. With beer, of course. Beer in the sauce. And chocolate. Chocolate, like dessert? Yep. Well, we did get the hips from not eating chocolate, eh? This is the start to see Bruges. Deal. You're always welcome. Thank you very much. At the end, please tell me something in your native language, a message for us. Something about this day. Rain, wind, it was also sun. Dat is typisch Belgisch weer. Typical Belgian weather. I don't know what to say otherwise. Ce vedeți în spatele nostru e esența de Timișoara, nu? Da, cu siguranță. Spațiul expozițional pe care îl avem aici, la Parlamentul European, sigur nu este o galerie de artă și nu este un spațiu expozițional extraordinar de generos. De aceea am încercat să alegem acele elemente care să promoveze Timișoara atât din punct de vedere cultural, dar și o zonă
informativă despre Timișoara, în care am pregătit în cuvinte scurte elemente care să fac o distinție asupra viziunii pe care Timișoara o are. Dacă ar fi să-i dăm o definiție acestui oraș? Foarte greu să definești un oraș de dimensiunea și de ambițiile Timișoarei. Este un oraș cu extrem de multe fațete pe care am încercat să le arătăm. Totuși, cred că spiritul inovativ este unul dintre elementele care merită a fi promovate și care definește orașul și regiunea din acest punct de vedere astăzi și pentru viitor. Dacă v-ați întâlnit cu un străin, nu știe nimic despre Timișoara, unde l-ați trimite în oraș? Ei, acum sunt atât de multe lucruri care sunt în schimbare în oraș, încât poate că e destul de greu să-l trimiți către un anumit loc. Dacă m-aș întâlni cu un străin, însă la sfârșitul anului 2015, cred că l-aș putea trimite în foarte multe locuri, pentru că cetatea Timișoarei își schimbă complet fața, pentru că sunt proiecte care se implementează acum și care vor fi finalizate în 2015, care schimbă radical Timișoara. Nu suntem o metropolă de milioane de locuitori, însă pentru un oraș de 320.000 de locuitori, transformările sunt esențiale și ele vor continua. Și dacă v-ați întâlnit cu un străin în 2021? Cum aș întâlni cu un străin în 2021, am sărbătorit împreună titlul de capitală culturală europeană, cu siguranță. Este și poate că cu asta trebuia să începem un eveniment care încearcă să promoveze Timișoara în Parlamentul European și pentru că, sau mai ales pentru că, suntem candidați la acest titlu. Thank you very much for being here. I'm very honored to be the host of this exhibition. I would especially like to warmly thank to the city of Timișoara. During the hot days of December 1989, I was working in Ministry of Finance, and we were looking very carefully hour by hour and day by day what was happening in Timișoara. It reminds me of the spirit of Timișoara. We used to call that tolerance and friendship characterizing Temeșvar, Timișoara, the spirit of Timișoara that was which united us 25 years ago. Timișoara is my hometown, so tonight I really feel like home here in Brussels. I would just like to wish you the best of luck for your nomination and to say that I'm sure you will have it and you will deserve it. Ce probabilitate există să te întâlnești cu un cunoscut în Parlamentul European și nu doar cunoscut, un timișorean care a fost la un moment dat invitat într-o emisiune TVR Timișoara, nu? Nu, ce altă surpriză este că eu lucrez aici în Parlament cu europarlamentar. Eu am locuit atât de mult timp în Timișoara și alaltă ieri am venit aici și am zis că, wow, Timișoara vine la Parlamentul Europei. Și chiar mă bucur foarte mult și chiar surprins, pozitiv, logic. Așa de mă bucurat așa că este aici, Timișoara aici. Chiar dacă acum lucrez în Bruxelles, mi-e dor de Timișoara. Și pentru că eu am considerat că Timișoara ca orașul meu. Ce îi spune tu despre Timișoara când te întâlnești cu un străin? În primul rând, orașul frumos, orașul foarte modern, dar asta sunt clădiri, dar mai ales oameni. Oamenii prietenoși, calzi. Chiar am zis că eu am locuit în Timișoara și am simțit acasă. Sincer să spun, mai mult acasă în Timișoara decât în Bruxelles. Și altă zi, spirit de toleranță. Am avut prietenii care au fost maghiari, români, toți. Spirit de toleranță, altă spirit de vest, dezvoltarea.
Acum am venit la Timișoara, am fost odată în Timișoara după atât de timp și am văzut, wow, ce sentier, ce se schimbă aici. Și chiar acum eu sunt curios și chiar mă bucur să vedem cum e în Timișoara. Pentru că Timișoara a fost deja frumos și poate și mai frumos și... Na, asta m-a zis. Și faptul că sunt aici în cauza că simt și ca un timișoaran, este că am văzut și mulți prieteni aici, mulți care am zis că, wow, este extraordinar. Și a fost pentru mine o surpriză, care nu m-am gândit în săptămână trecută, care o să fiu aici promovarea Timișoara. Timișoara are un promotor aici în persoana ta. Oh, da. Da, limba română asta, impecabilă, unde ai învățat? Da, eu când am fost în Timișoara, în fapt eu am învățat prima, eu am avut o carte, limba română pentru începător, și a fost o olandeză care m-a învățat prima pas. Dar restul trebuie să exersez. Și problema interesant este dacă eu interesez, și dacă interesez în oamenii, primul rând este să înveț limba. Limba și limba română este o limba foarte frumoasă și atunci nu este, îmi pare rău să înveț limba română. Deci Timișoara ți-a făcut un cadou și anume limba română, vorbită foarte bine. Nu numai limba română, amen. Timișoara, cum a zis, că a fost orașul meu, am locuit și chiar mi-e dor de Timișoara și chiar când am văzut aici, nu vreau să aștept prea lung să mai vizitez Timișoara. Mersi mult și ne vedem în Timișoara, înțeleg, da? E, întâlnirea asta ți-a făcut poftă de Timișoara și te-a convins. Da. Ne vedem în studio, nu? E afară de cozonac și etc. care am văzut, care v-a zis că wow. Și mai dăm o fugă până la Bruj. Nu pot spune că ai trecut prin Bruj dacă nu ai cedat ispitei, vitrine încărcate cu praline și ciocolată de toate felurile. Chocolate is very important for Bruj. Why? Years ago, they started with the cocoa. They start to import that, but why? It's like years ago it was very important the lace. Now chocolate is very important. So. I think that many people are eating chocolate. When I see so many shops in Bruges with chocolate. That's true. Yeah, here in Bruges as well, the locals eat a lot of chocolates. They did like a research, and the Belgian people eat a lot of chocolates. Yeah, that's for sure. Chocolate is fine, and so is Bruges also. Yes, that's true. But that's like, yeah, they say always, yeah, why is Belgium famous for chocolates? But you have everywhere, you have good chocolate cheese in another country, you have them in Belgium. In Bruges, you have a lot of chocolate shops, but you have only a few chocolate cheese. All the rest is big factory stuff. So it's not the same. Like here, it's handmade. We are also recommended in many guidebooks and magazines. My brother started very young. He was only 21. So nobody teach him. He was, for us, he's still a born artist. So... Now you can learn to become a chocolatier, but at the time you couldn't learn it. He went to school, they learn working with the chocolates, but not making the creations like he's making here. So, yeah, like now he started with the new chocolates with the stevia. So here is also, yeah, they are very good. It's an art to make the chocolates. I think it's very hard, indeed an art. You need imagination. Yeah, but that's why I'm telling you that it's not so easy. That they always, yeah, like Bruges, they have a lot of chocolate shops, but they are only a few people. They make handmade, so and that's the big difference with the people they making the big factory stuff as well. Eh? So yeah, but that's you need to have the creation, the feeling, the flavor. Unbelievable to have a. To can eat such a good chocolate every day. This is a family business. Yes, yes. It was hard for your brother to convince you to go with him? No, because I eat all everyday chocolates from when I was a child. So, yeah, so no, certainly not. But my mom is here also, that's my nephew, so we're all working together. Yeah. You were once full with chocolate. No. It happens to you? No, no never. No. We still eat everyday chocolates, yeah. Even if you see every day so much chocolate, you need more and more chocolate. More and more not, but we still eat a lot of chocolates in a day, yes. So it's not easy if you see them. So they're smiling. So, so you look very good, so you don't eat too much chocolate. Well, you eat 10 pieces a day, but if you have a good quality, you have less fat and sugar, so you have more cocoa. So that's also the difference. Tourists are coming from all over the world. Yeah.
Yes, that's for sure. Many tourists. Yes, we are here now almost 20 years. In the beginning, you have a lot of English people, and Japanese, and but now we have really people from everywhere. Bruges is very international. Mm-hmm. And we are from Bruges, so as children, we see the difference with the people now and when we were children. How was Bruges in 2002, when it was culture capital, Bruges? In 2002. Very busy in Bruges, yeah. People wanted to come to Bruges visiting. Yes, it was very busy. But it's still busy, so it attracts always other people. How is to live in a city with so many tourists? I was now on the streets and there are just tourists, no local people. In January, a lot of things are closed. Everyone take their holidays. From February, we start till end of December. You have the most beautiful house in Bruges. Yes, thank you. It's a very old building as well, about 400 years, so with a lot of history. Chocolate is a healthy thing. Yes, that's for sure. As always. This is your advice. Yes. It's good for the heart, for the moral, for the brains, for everything. Lucrez aici în Parlamentul European, vă admir în imensitatea asta de oraș. Da, este adevărat, mi-am început activitatea aici în septembrie 2005, odată cu venirea observatorilor. Am început inițial ca agent contractual și apoi în urma unui concurs am devenit funcționar european. Și încă din septembrie 2005 mă bucur foarte mult să primesc vizitatorii din țara noastră. Sunt între 5.000 și 6.000 de români care ne trec pragul fie la Strasbourg, fie la Bruxelles în fiecare an. Și cred că vă place ce faceți, din cum v-am observat eu astăzi. Sunteți mândru odată că sunteți aici, dar o faceți cu drag. Vă e drag locul ăsta? Mi este drag locul acesta, dar îmi sunt dragi și oamenii de acasă. Și de câte ori vin aici, primul meu gând este trebuie să-i fac să se simtă acasă, chiar dacă suntem la Bruxelles, trebuie să-i fac să se simtă aproape de Parlamentul European, pentru că este într-adevăr instituția europeană cea mai apropiată de oameni. Și să știți că nu este o simplă lozincă. Chiar cred acest lucru. După atâția ani, mai aveți un loc în care, știu, simțiți emoții sau fiori când intrați? Adică realizați, wow, aici se iau deciziile, este un loc foarte important, impunător. În primul rând aș vrea să vă spun că sunt foarte emoționată ori de câte ori întâlnesc un grup de acasă, pentru că fiecare grup e diferit. E adevărat, la un moment dat pot spune, e o rutină, vă întâlniți cu două, trei grupuri de români pe zi, dar nu este adevărat. Fiecare grup este aparte și fiecare grup merită toată atenția cuvenită. Iar apoi în Parlament se iau decizii importante, decizii foarte importante în fiecare zi. Deci de câte ori vin dimineața la birou, mă întreb, astăzi ce se va mai întâmpla? Ce decizie care va avea un impact direct asupra vieții noastre va fi luată. Deci la fiorul acesta îl simt zi de zi. Cred că e interesant acolo în Parlament, în sala aceea mare, unde sunt câte? 22 de limbi? Sunt 24 de limbi oficiale pentru 28 de state membre. Imaginați-vă micul turn Babel în care lucrăm. 24 de limbi oficiale înseamnă 552 de combinații lingvistice bilaterale. Acum nu vă imaginați că toți suntem genii și vorbim atâtea limbi. Ideea este că în momentul în care deputații iau cuvântul în plen, se face interpretarea cu ajutorul unei limbi pivot. Însă eu, de exemplu, lucrez într-o unitate unde suntem 60 de persoane din toate statele membre. Și în fiecare zi descoper ceva nou despre ceea ce se întâmplă în Grecia, de exemplu, sau un lucru deosebit care face parte din tradiția suedeză. Colega mea de birou a fost daneză și am învățat chiar cuvinte în daneză, deci în fiecare zi descoperim ceva nou. Aveți un GPS? Cum nu vă pierdeți? S-a întâmplat să vă pierdeți? În toată această birocrație europeană, care pare foarte încâlcită din afară, să știți că există o logică și că totul este foarte bine pus la punct. De exemplu, noi putem ușor identifica în ce clădire trebuie să mergem și în ce birou trebuie să mergem, numai uitându-ne la numărul biroului respectiv. Pentru că în spatele fiecărui număr este o logică și o anumită procedură care s-a aplicat. Vă mulțumesc tare mult și
Ne vedem în 2021 în Piața Operei în Timișoara, da? Sper din toată inima. Ce e Timișoara pentru dumneavoastră? A, e o întrebare foarte delicată, dar fiind rectorul celei mai mari instituții de învățământ superior și cele mai vechi instituții, desigur, pentru mine Timișoara înseamnă Politehnica. Politehnica este un nume frumos care este atașat orașului Timișoara. Eu cred că atunci când spui Politehnica, te gândești la Timișoara și nu numai pentru că Timișoara este, datorită absolvenților ei, unul din cele mai interesante orașele României, cu companii, cu sutele care au venit tocmai pentru că există absolvenți universităților noastre, tocmai pentru că s-a dezvoltat datorită lor. Politehnica reprezintă pentru mine și pentru Timișoara, cred că, un vis frumos pe care îl trăim zi de zi și aproape de 100 de ani. Ce poate fi mai frumos decât asta? Cum vi s-a părut ziua de azi? Foarte interesantă, chiar în viteză pentru gustul meu de ardelean, chiar dacă locuiesc acum în Timișoara, dar foarte interesantă pentru că, într-adevăr, am observat foarte multă lume care este interesată de ceea ce se întâmplă în Timișoara, curioasă să vadă cum, iată, în această parte țării a dat un semnal important pentru România acum 25 de ani, pentru că participam la o expoziție de acest gen. Și pentru mine a fost interesant de asemenea să văd reacția oamenilor politici din cu care ne-am întâlnit vis-a-vis de Timișoara și implicit de instituția pe care o conduc în acest moment. Ce va face Politehnica în 2021? Politehnica în 2021 va împlini 101 ani. Va fi unul din cele mai importante în continuare universități din România și, desigur, eu cred că va rămâne aceeași instituția care să ne bucurăm când îi pronunțăm numele. Și va fi partener, nu, al Timișoarei Capitale Culturale Europeană. M-am prins. Gândit. Eu mă gândeam la Politehnica, desigur. Sigur că ne dorim cu toții și eu consider că Politehnica ca și instituție poate face mult pentru ca Timișoara culturală, ca Timișoara să devină o capitală culturală în 2021. Iată, mi-am revenit. Nici nu mă mir după o zi foarte, foarte exact. Grea aici în Parlament, nu mai știm nici cât e ceasul. Da, nici, aceleași lumini, ai impresia că nu știu, a trecut timpul. Da. Exact. Parcă acum e ora prânzului și deși de fapt noi încheiem ziua. Da. Dar suntem încă în Parlamentul European, iată dovadă. Eu în continuare trebuie să port această insignă. Și eu am pus-o într-o zonă în care să-mi permită să mai fac și poze. Cum ați descrie Timișoara, dacă e să o luăm din perspectiva aceasta economică? Adică motorul se învârte? Da, motorul se învârte, așa cum am încercat să prezint și aici, cred că un cuvânt cheie în dezvoltarea economică a orașului nostru e cea legată de inovare, mai ales dacă vorbim de IT, dacă vorbim de engineering, dacă vorbim de industriile creative. Cred că Timișoara are în primul rând o tradiție foarte bună în zona tehnică și a științelor și cred că acesta e fundamentul dezvoltării actuale, dar și a dezvoltării viitoare. Sigur, pe baza forței de muncă înalt calificată și de calitate pe care universitățile orașului o produc. Desigur că ar fi necesar să avem mai mulți studenți, mai mulți absolvenți în multe din domenii și sigur că iar IT-ul îmi vine în minte când spun lucrul acesta. Dar Timișoara cred că e într-o etapă de dezvoltare cu o creștere organică, naturală, deci poate nu vedem în presă intrări spectaculoase de mari investitori, dar vedem dezvoltări constante ale firmelor deja prezente în Timișoara, vedem apariții ale unor firme interesante care, chiar dacă inițial poate vin cu o prezență mică în Timișoara, destul de repede acea prezență se extinde și vedem mai ales o creștere a activității economice în activități de valoare adăugată mai ridicată. Din nou, IT-ul e un exemplu bun unde firmele de IT din oraș preiau sarcini din ce în ce mai complexe din lanțul aferent acelei industrii, dar vedem multă parte de proiectare, vedem parte de cercetare, deci vedem acele activități care au plus valoare mult mai mare decât, să zicem, o activitate de producție sau alte activități care poate erau tipice pentru Timișoara cu 10 ani. În 2021, pun întrebarea asta pentru că suntem la Bruxelles, în Parlamentul European, în 2021 ce o să facem? În prima zi, nu știu, în 15 ianuarie sau în mai, în iulie? Păi, sper în primul rând că o să muncim de zor să organizăm diverse evenimente aferente proiectului Capitală Culturală. Cred că acest proiect poate aduce și o contribuție economică substanțială orașului, pentru că avem un oraș în care, din păcate, turismul are o contribuție foarte mică la economia locală. Sigur, și datorită unui context geografic, nu avem
mare, nu avem munte, nu avem neapărat o atracție naturală deosebită. Și atunci cred că turismul cultural poate fi un complement foarte bun la turismul de business care există în Timișoara și sunt convins că se va dezvolta. Deci cred că această componentă culturală, dincolo de nevoia ei intrinsecă de cultură pentru timișorean, pentru vizitatorii noștri și așa mai departe, cred că poate aduce o contribuție economică care nu cred că ar trebui subestimată. O zi lungă a fost astăzi, probabil că așa sunt zilele în Parlamentul European, dar o zi importantă pentru noi. Așa este și la Timișoara, la primărie zilele sunt lungi, cel puțin pentru mine, care lucrez din noapte până în noapte la propriu. Aici a fost o zi foarte importantă, așa aș califica-o, pentru că misiunea noastră de promovare a Timișoarei la Bruxelles, la Parlamentul European, cred că a fost un succes și afluența de public aici a fost peste așteptările noastre. Și putem judeca și prin comparație, pentru că mai sunt și alte evenimente. La noi au fost de departe, cei mai mulți oameni care s-au oprit și și-au manifestat interesul față de ce am prezentat noi aici. Și ce cred eu că este important, și poate că e o premieră, nu știu dacă mă înșel, mă corectați dumneavoastră, faptul că au fost timișoreni din diverse domenii, toți la un loc, și aseară observam printre ei că deja se forma ideea de grup. Sigur că da. Atunci când am stabilit componența delegației, am avut în vedere să fim o diversitate de persoane și ca preocupări și din orice alte considerente, pentru că acest proiect de capitală culturală europeană a fost gândit de către inițiatorii săi să fie un proiect al comunității. Deci eu am vrut ca această delegație foarte numeroasă, că am fost 64 și suntem 64 de timișoreni prezenți aici, să cuprindă și mari personalități ale orașului, cum sunt cei patru rectori ai celor patru universități de stat, să fie jurnaliști, să fie diriguitori ai instituțiilor culturale, oameni la vârf în primăria municipiului Timișoara, implicați și în acest proiect, dar și în altele care sunt conexe, care îl fac posibil pe acesta, și toată această diversitate a pus umărul aici pentru Timișoara. Evident că am avut în vedere ca și spectrul politic să fie reprezentat cât mai bine și au fost prezenți consilieri locali și de-ai majorității și de-ai minorității și independenți. Am avut grijă la toate. Dar cel mai mult ne bucură că operele de artă ale artiștilor timișoreni și sculpturile și în bronz și în lemn și tablourile, gravurile, respectiv fotografia, au suscitat interes. Lumea s-a oprit, le-a studiat, le-a apreciat și s-au pus întrebări vis-a-vis de ele. Nu mai vorbim despre succesul componentei culinare. Într-o propoziție v-aș întreba, ce e Timișoara? Timișoara, cum am spus-o și aici, este un oraș minunat în care s-a știut, pe de-o parte, să se păstreze valorile vechi, tradiționale, pe de altă parte, să se adauge multe lucruri bune. Este un oraș în care avem diversitate de toate felurile și o diversitate etnică și una religioasă și una culturală. Este un oraș în care știm să fim toleranți unii cu alții, știm să ne apreciem unii pe alții, să împărtășim fiecare din ce are bun celălalt și, desigur, să vedem ce-i negativ și la alții și la noi înșine și să scăpăm pe cât posibil de lucrurile negative. Și orașul la care țineți cel mai mult pe lumea asta? Fără îndoială, este orașul în care personal țin cel mai mult, de aceea am și optat să învăț aici și să rămân aici, să duc viața în Timișoara, pe care am iubit-o, iubesc și o voi iubi pentru totdeauna. Domn primar, nu mai rămâne de atât. Ne dăm întâlnire în 2021, nu? În piața Operei din 2021, sper să putem fi capitala europeană a culturii. Verdictul se va da în 2016. Sperăm să putem ieși în 2016 în piața Victoriei, victorioși, că așa se cade să ieșim în piața Victoriei, nu? Have you ever been in Timișoara? No, I haven't. I have not. And
what you say after this evening. Will you come one day? Yeah, I'm really looking forward to go. I go there quite a bit for work to Romania, so Timișoara is high on my list for places to visit. Indeed? Yes, indeed. Yeah. And what you say, Timișoara tastes good? Very good, very good. Yeah, yeah, I recommend it. Timișoara, yes. So, see you in Timișoara, yes? I hope so. Unfortunately, I have not had the honor to be there. Okay. Yeah. What you say after this but evening? Now, yes, I would very much like to come there. That's, you know, it looks like you have a very good case to become the European capital of culture, huh? We hope so. With the help of these people, everybody yeah, who is here. I'm sure. I'm sure. Have you ever been there? No. Just I've been to Romania, but never been to Timișoara. Yeah, yeah. I've been to Focșani once. Yeah, just for holidays, of course. Yeah, yeah. And what you say? Are you coming now? Yeah, yeah, yeah. In particular, after eating this delicious food, I think that I'm very motivated to go there. Yeah, yeah. No. I'm joking, of course. No, in general, of course. Because of in general, I don't know, because of the history. Good evening. Good evening. We love Romania. I was once in 1980 in Constanța, Neptune, Constanța. I remember very well this large, magnificent villa of the dictator Ceausescu. We were shocked because I was a child, but the citizens, the local, the people were not able to buy food or clothes from the shops where we had access. And it was really shocking for me as a child of 10 years old. Romania is now not sad anymore, and you are the yeah. perfect speaker. Yes. I didn't put you a question. No, I just started. I am really happy to participate to the event. I am enjoying the company of people, first of all. So you will come in Timișoara very soon, I understand. To Timișoara. And of course, you think that Timișoara is a very good city for being a cultural capital. I think that Timișoara deserves this award, this appointment. Noastră în Parlamentul European e acum consemnată chiar și în scris. Alegem o vedere, o completăm, scriem aici adresa TVR Timișoara, strada Pestaloții, numărul 14A. Noi suntem la Parlamentul European și de drag pentru orașul acesta, Bruxelles, la final, bonjour, Europe. Și dăm drumul. Și vă voi anunța desigur când va ajunge pe strada Pestaloții, numărul 14A, la TVR Timișoara. Scrie Timișoara, se vede, nu? Sunt o groază de bancnote din toată Europa. Așa e în Bruxelles. Întâlnești oameni de peste tot, auziți? Muzică grecească. Suntem clar tot în piața centrală din Bruxelles. Hello! Welcome in Greece! How are you? Thank in you! You are in the square, the beautiful square of the Bruxelles, and you are in the Greek restaurant. Here the people is free. He sit, he speak. Nobody say something. All the night we have music, we dance. Here, too much personality of Romania, they come in our restaurant. Maybe they like, I don't know, maybe we are neighbor. But here is his second house. After when they come to Romania here, they come here. It's a pleasure to have these people to come in our restaurant. It's a sunt ambebleche, ouvert, et ils aiment, I thought, ils aiment la cuisine, notre cuisine, et notre atmosphère, notre ambiance. So this is a part of Romania here. This, we have the same spirit, that means. I thought, on a la même mentalité, la même caractère. Somebody came from Romania, he gave me. I have also the... J'ai aussi le drapeau roumain ici. Donc, quand tu me l'as donné. Ça, c'est le drapeau roumain. Quelqu'un qui me l'a donné, quelqu'un qui vient de la Roumanie, m'a porté souvenir.
chaque fois. C'est un plaisir d'avoir des gens qui aient, et ils aiment l'atmosphère, ils aiment la danse et ils sont toujours souriants. Quel bonheur, quel plaisir. Mm-hmm. How is to be in the center of Brussels? Every day. Here in Brussels is a small town, it's not a big town. And the night is easy, not too much people, they go outside. Here in the center is easy, but I thought for the people they come for 1-2 days in Brussels, it's beautiful to come to visit around Brussels, center of the square, to eat something speciality or Belgium or other country. I saw you dancing. You promote very good the Greece. I dance. Everybody dance. The Romania people also they dance. Les chansons et la danse, il n'y a pas de frontières. On est libre. On vole. On est libre. C'est un plaisir à danser. When I saw you dancing, I was thinking that this is a way of living. I feel inside this dance. I feel when I dance, I feel. I don't dance with the people around me. I dance for me. You see, it's different. It's like you or some else, he want to dance, he dance for him, not for the other people to see, no. You don't miss Greece? So you like so much life here in Brussels, it's okay for you? You see les circonstances, je peux dire. Les circonstances, j'ai arrivé ici et j'ai resté ici. La Belgique m'a adapté, m'a adopté. Long time ago? Yes, before 74. I come here. And then I stay here. La Belgique m'a bien accueilli. M'a accepté, m'a accueilli, et voilà. Je reste ici, je crée ma famille ici. Your favorite food? Recommend us something from Greece, of course. Of course, of course. The best food is my mother, he too. The best food. The name is Kleftiko. It's a lamb. We prepare in the food with potatoes, onions, tomatoes. It's good, it's very good. My conclusion is, the Romanian people, when they are coming in Brussels, they are in good hands. And in good dance, of course. They dance, when they quand ils viennent ici, les gens ont oublié tous les problèmes qu'ils ont extérieurs. Et tu n'as pas carté les problèmes qu'ils ont chez eux ou dans leur pays. Qui vient ici, on est libre. Thank you very much. C'est un plaisir. I'm so glad being here. Really. Really? Really. You stay here with me. Vedem în același loc de unde ne-am pornit povestea în această dimineață. E drept, e târziu în noapte, a fost o zi lungă, e ca și cum am fi trăit cel puțin 10 vieți într-o singură zi. Astăzi, Timișoara a fost prezentă în Europa. Mulțumim că ne-ați urmărit și ne vedem cu bine, nu? În 2021, desigur, la Timișoara, atunci când, să sperăm, vom fi capitală culturală europeană.